Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colega mea Bianca Comănici. În această zi de vineri vorbim, bineînțeles, despre zodii. Bună, Bibi! Bună, Cornelia! Bună seara și celor care ne urmăresc! Abia aștept să văd cine pregătește această ediție, fiindcă așa cum sunt aspectele în ultimul timp și cum am analizat eu, așa lucrurile nu merg foarte bine. După cum vezi, în ultimul timp se întâmplă foarte multe lucruri, așa cum spuneai și tu mai devreme. Fiecare are câte o problemă și nu știe fiecare cum să le gestioneze. Noi suntem aici să le... Să le discutăm și să le rezolvăm, da, exact, un pic, știi? Să încercăm să îi ajutăm într-un fel, dacă reușim, dacă nu. Și pe oameni de acasă, fiindcă sigur au și ei foarte multe probleme, dar cu siguranță în această oră o să se simtă bine cu noi. Așa este, să nu își mai aduc așa în discuție deloc lucrurile rele, ci doar cele bune, chiar dacă noi vom vorbi la un moment dat despre despărțiri. Vom vorbi și despre lucruri interesante legate de zodii, dar și despre ce se întâmplă cu astrele, cum se aliniază ele, Bibi, de se desparte lumea tocmai acum sau se îmbolnăvește în această perioadă. Vom vedea mai multe lucruri pe care Ana ni le va explica în amănunt. Eu voi fi atentă, foarte atentă și la Ana și la tine. Sunt un învățăcel în chestiunea asta cu astrele. Și sunt curioasă dacă tu acum te simți bine. Parcă ești o școlăriță. Arăți foarte bine. Păi am început școala. Nu am început de acum, am început-o mai devreme. Cred că și cei care au început facultatea, nu? Au început deja de luni. Eu am început-o cu 2 săptămâni înainte. Sau 3. Pe 13 septembrie am început eu, însă, ba, suntem fizic, ba, suntem online și e așa un pic agitație și este destul de obositor și pentru mine în zile în care trebuie să muncesc și să merg și la școală și mi-e dificil, recunosc. Așa e, dar e și frumos. E frumos, e un sentiment fain. La serviciu e frumos. Da, clar, nu se compară oricum la școală ca aici. Pentru că încă nu am cunoscut colectivul acolo și aș vrea să-i cunosc mai bine, doar că nu am avut timp, nu mi-a permis timpul să mă cunosc cu toți. Sunt și mulți, sunt în jur de 21, cred, 22. Cred că toți te cunosc pe tine, nu contează. Da, nu știu, sincer. Noi avem și un grup unde povestim acolo lucruri, doar că ei deja au creat conexiuni și mă simt un pic așa... dată la o parte, ca să zic, pentru că ei deja se știu, parcă, și eu nu știu. Știi ce vreau să zic? Nu, dar lasă-te, tu în general analizezi lucrurile. Da. Și o să vezi că prieteniile de început poate nu o să reziste pe parcursul anului. Mă simt ca la Puterea Dragostei, da, sincer. Exact, vezi? Și... și acolo puțeam la fel, nu? Da. Nu mă legam de nimeni, toți se împrieteneau și într-un final toți rămâneam singuri. Din păcate. Sau din fericire. Ce crezi? Sau din fericire, așa. Ce crezi că ne va spune Ana nouă astăzi, Bib? La cum arată Ana astăzi, așa angelică, cu un chip... Parcă, nu parcă e un copilaș așa mai puțin machiată? Școlăriță și ea. Da. Da. Ea e profesoara. Doamna profesoară. Da. E cu bățul. Da, ne dă lecții de viață. Mie mi-a dat și așa cum ai spus de multe ori, Ana m-a ajutat foarte mult în... de cursul acestui an, cu multe lucruri. Și am rămas surprinsă că există cineva din exterior care mă poate ajuta, pentru că ea nu cunoaște povestea așa cum o știi tu sau cum o știu oamenii de acasă. Și atunci ea vorbește strict la modul de persoană, cum să zic, din exterior. Din exterior, dar și ce citește ea în astrograma ta? Adică dar fără și a fi influențată eu cred că și de ce se întâmplă exact cu tine pe micul ecran sau ce s-a întâmplat înainte. E foarte important. Dar cred că contează și modul ei de a interpreta, pentru că nu cred că acolo îți scrie cuvânt cu cuvânt și atunci tu citești. Fiecare interpretare e din punctul tău de vedere, bănuiesc, nu? Bună seara și celor de acasă, bună. Bine v-am regăsit, într-adevăr, așa, am zis să mă îmbrac un pic în alb, să fim așa mai cu o energie pură, așa. Să-ți
decidesc Mercurul benefică, retrograd. Da, da, exact. Nu mai despre asta vorbim și eu habar n-am ce înseamnă. Ne încărcăm așa, fiindcă e un plin sezon al balanței și balanța fiind guvernată de Venus este cu puritatea, cu tot ce ține pe partea asta de frumusețe, de estetică, de... Să radiem așa un pic, cum zicea și Bianca mai devreme, într-adevăr e vorba de interpretarea unor aspecte planetare. Nu ai cum să citești decât să interpretezi aceste aspecte și ele sunt destul de obiective, adică nu ai cum să, cum să faci o compunere sau o poezie din astrologie, ci sunt mai mult niște calcule. Asta spun și cei care vor să apeleze la tine pentru că le-am povestit prietenilor mele despre tine și vor să te cunoască foarte multe pentru că le-am spus ce ai făcut tu pentru mine. Și am zis că nu a făcut intenționat, pur și simplu i-am cerut niște lucruri. Și atunci mi-a spus, uite așa, 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 așa. Și de când am vorbit cu Ana, jur că îmi merge atât de bine. Da? Da. Oricum se vede și pe exact. Chipul tău, adică... Eu știu câteodată e supărată, câteodată ești răcită, așa cum suntem și toți oamenii normal din lumea asta. Și eu sunt. Dar eu, în momentul în care te văd pe tine aici, ești atât de frumoasă și radiezi și parcă n-ai avea nicio problemă. Deși eu știu că în sufletelul tău acolo există și supărare, ca în oricare sufletel. Am primit un sfat de la oameni. Să învăț de la tine, că problemele de acasă se lasă acasă și problemele de la serviciu, la serviciu. Ce bine să știi că eu chiar consider că e un sfat bun. E sfatul mamei pe care îl transmit și eu mai departe și, și sper să-ți fie și ție benefic, așa în viața de zi cu zi și să-l transmite și noi mai departe și copiilor noștri. Fiindcă este foarte important ca la serviciu să nu aducem problemele de acasă și invers. Și plus că ne urmăresc atât de mulți oameni și vor să ne vadă zâmbind și cred că și transmitem lucrul ăsta când ne simțim bine, le dăm și lor starea. Și atunci am făcut un bine deja, nu? Dacă intrăm triste... Și încă un secret, de câte ori vorbim mai puțin despre probleme, ele parcă se rezolvă de la sine. Da. Așadar să nu mai vorbim de probleme, să le lăsăm să se rezolve de la sine și să ne axăm pe partea pozitivă a vieții. Așa e. Corect. Deci dacă ar fi să trăim... Hai să o băgăm pe Ana la mijloc, partea pozitivă. Ia zi, Ana, ce se întâmplă pozitiv în viața ta? E cineva nou? Chiar dacă nu trebuie să iei decizii în perioada asta. Asta am reținut eu. Da, corect. Da, și eu pregătesc o surpriză și pentru cei de acasă. Încă lucrez și pregătesc și eu propriul canal de YouTube. Și sper în scurt timp așa să pot să mă pregătesc și să și apară. Și acolo o să le pregătesc mai multe surprize în acest sens, cu foarte multe filmulețe așa să le urc și sunt fericită că pot să împărtășesc cu cei de acasă ceea ce eu studiez cu atâta pasiune. Am înțeles, ai ocolii răspuns. Ai ocolii, nu? Asta e una dintre vești. Dacă vrea să ne spună mai multe, nu știu. Nu presăm așa tare, dacă nu ne spune în ediția asta, ediția viitoare poate. Nu știu, ce punem paparații pe... Da, eu zic să fie încă o surpriză, dar nu îi voi mai ține foarte mult pe telespectator și până la urmă o să vină și rezultatul. Da. Așteptăm. Așteptăm. Tu, Cornelia? Eu ce? Eu sunt fericită. Eu mai sunt pleci într-o vacanță? Da, gata. Acum, imediat, dacă mă ajută, Doamne, bună Dumnezeu, plec la Roma. Pe știu că... Vacanță la Milano. Roma. La Roma. La Roma. Mie îmi place așa Roma, sunt mai romantic. Da. Ați văzut o să vă povestesc când o să mă întorc de la Roma, pentru că știți cum sunt eu. Mie îmi place să... sunt mai superstițioasă și nu îmi place să spun dinainte, dar este un moment special în viața mea pentru care plec la Roma. Eu știu. Și atunci când mă voi întoarce, dacă lucrurile vor sta așa cum îmi doresc, eu promit că o să și povestesc mai multe lucruri. Vrea să sărbătorească ceva, dar nu se spune ce... Nu se spune de... După. Te rog să fii cât mai pregătită. Da. Vor afla poate exact când va ieși planeta Mercur din retrogradare. Așa. Dar spune-ne pe cât ai... Plecarea? Da. Pe 14. Pe 14. 14. E o zi bună de plecări? 14-18. Este o perioadă în care întotdeauna când este Mercur retrograd trebuie să fim un pic atenți la călătorii, la bilete, să nu uităm pe acasă vreun act.
Să nu rătăcim. Niciodată, pentru că eu întotdeauna uit ceva. Să nu rătăcim vreun bagaj, să nu pierdem vreun avion. Mm-hmm. Doamne da. Ferești. Ana, uite, să spunem mai pe românești, așa, să înțeleagă și de acasă. Ce este acest Mercur retrograd? Da, nu este babau, așa cum foarte multă, foarte multă lume se sperie, crezând că este ca un fel de... Așa, adică toate sunt de vină din cauza, toate se întâmplă din cauza lui Mercur retrograd. Mercur retrograd, deci Mercur este planeta comunicării, este o aparent, o mișcare aparent inversă, că nu se mișcă planeta invers, Mercur retrograd, dar întotdeauna când această planetă se află în acest ciclu de retrogradare, aparent inversă ca mișcare, nouă ne aduce în prim plan trecutul. Adică reapare trecutul și anumite situații care au fost din trecut trebuie reactualizate. Și atunci vin anumite situații în viața noastră, ne întâlnim cu anumiți oameni, apar anumite lucruri de rezolvat și atunci noi spunem că este Mercur retrograd. Dar Mercur retrograd ca și planetă vine tocmai ca să poată să rezolve acele situații care n-au fost încheiate sau rezolvate. Dacă anumiți oameni au ieșit din viața noastră, dacă anumite relații nu le-am încheiat așa cum trebuie, acele persoane revin la noi, dar nu neapărat pentru a ne împăca sau a ne da o nouă șansă. Ei vin ca să poată să încheie acea relație într-un mod, având în vedere că și în această perioadă Mercur este în semnul balanței, un semn relațional, pot apărea oameni care să vă ceară iertare. M-am purtat urât cu tine, uite, acum reapar în viața ta ca să-mi ceri iertare, ca să pot să rezolv o situație într-un mod etic, moral, cum n-am făcut-o până acum. Și atunci această perioadă este foarte benefică pentru aceste lucruri. Fiind Mercur retrograd în semnul balanței, balanța fiind un semn estetic, sunt foarte multe lucruri care țin de estetic. Foarte multe persoane schimbă look-ul, schimbă coafiura, își schimbă stilul de a se îmbrăca. Și atunci recomand atenție în aceste domenii care țin de estetică, având în vedere că de foarte multe ori această planetă mai aduce mici încurcături, adică nu ne ies lucrurile într-un fel sau altul așa cum ne dorim și atunci trebuie să ținem cont că avem nevoie de specialiști și avem nevoie de oameni care să nu fie novice în aceste domenii, care să cunoască și să poată să ne dea un sfat cât de cât bun. Am înțeles. Tu ai iertat pe cineva în perioada asta, Bip? Nu, sau dar a venit fost cineva la tine? Nu, dar uite, are dreptate într-un fel și m-am gândit dacă ar putea să fie cineva, însă există într-adevăr o persoană care, deci în perioada asta m-am convins de niște lucruri, ca să spun așa. Și era o chestie pe care de câțiva ani o țineam în mine și acum parcă s-a concretizat. Nu știu exact cum să explic. Să vă mai explic ceva. Noi ar trebui să ne bucurăm când vine Mercur retrograd, eu una mă bucur. Să vă explic de ce. Cei care au înscris în harta natală, au această planetă într-un mers retrograd, fiindcă sunt oameni care au Mercur în mers direct în harta natală și Mercur în mers retrograd. Cei care au Mercurul în mers retrograd în această perioadă, întotdeauna ei văd lucrurile așa cum trebuie, iau cele mai bune decizii. Pentru ei se resimte mult mai ușor această perioadă. Dar pentru cei care au planeta Mercur în mers direct, această perioadă este foarte benefică și de ce mă bucur? Când este Mercur un mers direct, de foarte multe ori avem foarte multe posibilități, foarte multe oportunități. Și atunci nu știm ce să alegem, ne gândim ce să aleg și aia, și aia, și aia, și aia. Când vine Mercur retrograd, cum suntem acum, nouă ni se limitează aceste posibilități și avem doar o variantă corectă. Okay. De se face lumină. Și atunci nouă ni se relevă varianta corectă și noi putem spune... În sfârșit, așa cum este acum, așa trebuie să fie. Asta e varianta corectă cu care am rămas. Uh-huh. Din acea multitudine de posibilități care le aveam înainte cu Mercurul în mers direct. Deci, din punctul meu de vedere, Mercurul în mers retrograd ne ajută, fiindcă ne limitează foarte multe posibilități și ne ajută să vedem acea decizie care este bună pentru noi într-un domeniu de viață. Și pentru fiecare semn zodiacal este un domeniu de viață unde se face lumină în această perioadă. Adică sunt câteva zodii care sunt, de fapt, avantajate de... Toată lumea este avantajată. Mai impactate în perioada cu Mercur retrograd. În sensul rău. Da, impactate. Adică cumva trebuie să fie mai atente. Okay. Sunt zodiile în perioada aceasta gemeni, fecioară, ascendent, gemeni, fecioară, dar și semnele cardinale care sunt berbec, capricorn, balanță și rac. Da. Și tu. Da.
Și am și ascendent în Fecioară. Doamne, și stăteam și mă gândeam să nu fie Taur. Mă gândeam să nu fie Taur. Da, pe mine nu. Cred că faptul că știu lucrurile astea, știu tot ce mi-ai spus, adică încerc să iau cei mai buni din ceea ce mi-ai spus tu și să profit, de fapt, de perioada asta pentru a, nu știu, avea o perioadă de liniște, de fapt. Da, în această perioadă, deci, multiplele posibilități sau oportunități sunt limitate, iar ceea ce rămâne este varianta corectă. Deci rămâne o variantă în picioare. E și parte bună. Aia este. Fii atent, mă caută mai mulți băieți în ultima perioadă. Așa. Și când se termină Mercur, rămân cu cine trebuie. Da, da. Oi, Bibi, ce tare. Gata. Păi, eu de-abia aștept. Păi nu degeaba am eu bilet și eu în vacanță, am bilet da. Pe 22, dar nu spun unde. O să vadă oamenii ce... O să țin într-o surpriză. Într-o altă ediție. Vorbim? Da, o să țin surpriză, poate o să vă spun mai târziu, dar momentan nu. E un bilet pe care l-am luat de mai de mult și am zis că de ce nu să mă bucur și eu, dacă tot o să scăpă de Mercur retrograd. Da. Să vizităm, să ne simțim bine, că suntem tineri, mi-am făcut vaccinul, sunt bravo. În regulă. Așa mergem că... mai departe. Viața ne oferă foarte multe oportunități și cu Mercur retrograd și fără Mercur retrograd. S-au întâmplat însă foarte multe lucruri în această perioadă, multe despărțiri. Are vreo legătură Mercur retrograd aici? Adică și-a băgat un pic coada Mercur? Și-a băgat un pic coada, fiindcă, într-adevăr, Mercur, în semnul balanței, balanța fiind semn relațional, iar foarte multe planete acum sunt în semnul balanței, avem Soarele în balanță, avem Marte în balanță până pe 31 octombrie și acest Mercur retrograd până pe 18 octombrie. De asemenea, Venus, planeta iubirii, a fost în Scorpion până pe 8 octombrie, iar astăzi, 8 octombrie, planeta Venus, planeta frumuseții și a banilor, va intra în semnul săgetătorului. Iar toată această conjunctură cu acest Mercur retrograd în balanță poate aduce despărțiri. Balanța fiind un semn relațional al parteneriatelor, poate aduce, așa cum am spus, anumite certuri în paradis și de ce nu? Fiindcă este o recepție mutuală în acest sens, cum numim noi astrologii, deoarece Venus este în Scorpion și Marte este în balanță. Marte fiind guvernatorul Scorpionului și Venus guvernatorul balanței, deci sunt invers așezate planetele. Recepția aceasta mutuală tocmai ne povestește, fiind ambele semne relaționale, că pot apărea în cupluri ideea de a înșela. Cornelia, înainte de a începe cuplurile, așa cum spunea Ana, eu zic să începem și cu mine, că și eu sunt aici cu în ecuație. Numai că nu o să spun despre cine este vorba. Că mă bucur că vreau. Ai deschis o discuție, că noi nu voiam. Da, nu. Dar nu are tu ești rost, omul așa cel mai detaliat. Transparent, dar da. Așa măcar în mare. Da, în mare, pentru că foarte mulți oameni s-au întrebat cum deodată. Deci ne-am despărțit brusc. Și atunci oamenii și-au pus întrebări. Că de ce? Cum? Așa? Că așa. N-am știut să le dau răspuns. Pentru că, într-adevăr, a fost... Adică ne-am văzut astăzi și a doua zi ne-am despărțit. Din cauza conflictelor. Adică aveam un conflict și atunci am izbucnit amândoi și am zis, bă, hai să nu mai continuăm. Și apoi m-am gândit că poate să fie și din cauza acestei perioade, de că și el fiind una dintre zodiile pe care le-ai enumerat, mă gândesc că ar putea să aibă legătură. Și atunci am lăsat lucrurile așa, nu am mai continuat cu conflict, cu ceartă, am lăsat-o... Adică i-am lăsat respect între noi doi, de-aia multă lume că înseamnă că nu ai fost îndrăgostită dacă vorbești așa despre el, că ți-a trecut așa repede. Nu mi-a trecut, bineînțeles că nu mi-a trecut, că nu poate să-mi treacă așa. Mai ales cum suntem noi racii, ne atașăm foarte mult și sentimental și nu putem să trecem cu una, cu două, peste o relație. Deci ne trebuie o perioadă de vindecare, dar momentan nu simt lucrul ăsta. Adică momentan încă mi este gândul la el, că așa, nu știu, așa funcționez eu, nu pot să trec peste. Și am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu alte persoane, dar nu am simțit. Da, așa cum am spus și mai devreme, deci întotdeauna în această conjunctură cu Mercur retrograd, mai ales că este în semnul balanței, care este un semn relațional, un semn al parteneriatelor, poate aduce foarte multe schimbări bruște
între partenerii și poate induce și ideea că să ne despărțim, nu ne mai potrivim. Adică aduce aceste certuri ca pe urmă când Mercur revine în mers direct, oamenii să ajungă la concluzia că ne-a încertat degeaba. Adică am luat o decizie proastă și să revenim asupra deciziei. De-aia recomand și oamenilor care ca în această perioadă și până la sfârșitul anului chiar să nu-și facă planuri pe termen lung, fiindcă ele se pot schimba. De se pot schimba peste noapte planurile și atunci ne constatăm că ne facem planuri pe termen lung și nu le aducem la îndeplinire, deci adică nu se îndeplinesc. N-are rost să ne facem planuri de vacanță în 2022. Deci, din punctul meu de vedere, planurile trebuie făcute pe termen scurt. Aha, adică, nu știu, luna viitoare... Da, deci ce fac o săptămână, două, ce fac luna asta... Luna octombrie fiind o lună foarte relaxată din punctul meu de vedere și din punct de vedere astrologic și o lună foarte benefică pentru a ne rezolva fiecare ce avem de rezolvat. Eu luna noiembrie o resim mai tensionată și cu anumite blocaje. Aha. Dar octombrie ajungem nu. Și acolo în noiembrie și dată, să vedem ce se întâmplă. Pe ce dată se termină Mercur retrograd? Pe 18 octombrie va reintra în mers direct, iar foarte multe lucruri s-au întâmplat într-un sens nebenefic și datorită faptului că Saturn și Jupiter au fost și ele retrograd, în mișcări retrograde, iar pe data de 11, respectiv 18 octombrie, și Saturn, Jupiter vor intra în mers direct. Adică vom asista și la o schimbare, la mai puține restricții, acestea fiind planete colective, sociale, dar și la o mai multă libertate și planuri de viitor. Deci ușor, ușor ne vom bucura de revenirea unei situații la normal. Adică până în noiembrie. Da. În noiembrie va fi o perioadă puțin mai tensionată, cu blocaj. Dar și după data de 18, tu când ai zis că pleci? Eu pe 22. E bună data de 22? Hai că noi schimbăm subiectul emisiunii în funcție de noi. Este o lună plină, pe 22 octombrie este o lună plină în semnul berbecului, deci asistăm tot la anumite beneficii. Întotdeauna când avem lună plină avem mai multă acțiune, mai multe, culegem mai multe roade la ceea ce am semănat. Într-adevăr, este o conjunctură puțin mai dificilă, să zic așa, dar categoric acum contează pentru fiecare. Dacă eu am bilete de mult și trebuie să plec, oricum voi pleca, fiindcă e clar că așa mi-am programat lucrurile. Da. Dar într-adevăr, dacă nu le-am programat pe termen scurt, ce ne facem? Stai puțin că mă gândesc de două ori dacă o să mai plec sau nu mai plec la Rom. Eu nu. Dar data de 22 ai zis că este una 22 bună. Deja Mercur este în mers direct. Da. Deci din punctul meu de vedere nu mai sunt atenționări în sensul 22, negativ. 23, 24, 25. Da. Este o conjunctură întotdeauna când este o lună plină, este o conjunctură puțin mai, în sensul că este așa un pic mai încărcată atmosfera. Aha. Da, sunt tensiunile din trecut. Dar din trecut, acum contează și cum reacționăm, fiindcă astrele predispun, dar noi ca oameni dispunem de liber arbitru. Corect. Deci contează foarte mult cum reacționezi la o situație. Da. Am înțeles. Dar ai putea să vorbești concret pentru fiecare zodie în parte? Am zis noi, Bibi, că schimbăm așa cum vrem subiectul emisiunii. Aș vrea cumva să vorbim foarte mult pentru oamenii de acasă, să le spunem celor care ne urmăresc și care urmăresc partea aceasta de astre, ce li se întâmplă încă în acest Mercur retrograd. Pentru că mai sunt două săptămâni cumva, sau o săptămână și un pic, în care trebuie să aibă grijă sau să nu iau o decizie. Da, categoric. Deci așa cum am spus, cele mai impactate semne sunt Fecioară, Gemeni, cele cu ascendent Fecioară, Gemeni, dar și semnele cardinale, Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. De menționat că pentru Berbec este o perioadă mai sensibilă și trebuie să dea dovadă de foarte multă diplomație, să nu se certe berbecii și să fie foarte atenți la parteneriate. Iauzi. Berbeci. Da. Pentru tauri sunt foarte multe tensiuni la locul de muncă. Trebuie să fie foarte atenți la locul de muncă, trebuie să aibă foarte multă atenție, fiindcă taurii în această toamnă trebuie să iau o decizie din punct de vedere profesional. Iar așa cum am spus și mai demult, deci pentru ei urmează o reconversie pentru foarte mulți tauri, deci vor schimba locul de muncă sau vor face altceva, vor avea mai multe sarcini, vor avea mai multe proiecte și atunci ei trebuie să ducă pe umeri, cum se spune, toată munca grea. Nu sunt de acord. Cum adică? Nu muncesc suficient? Ana, nu muncesc suficient? Mai ai. Mai pot, sau cum? O săptămână și ceva, aproape două, mai ai.
Să știi că Ana are dreptate, pentru că în ultima perioadă, dacă mi-am propus să fac anumite lucruri după orele de program, întotdeauna a intervenit ceva, un live. Da, la ora 7, la 8. Terminam mereu mai târziu. Terminam în principiu, terminam foarte devreme și eram atât de fericită și mă gândeam, Doamne, ce să fac eu cu timpul ăsta liber? E, bine, ia uite ce sarcini mi-au venit mie la serviciu. Ai dreptate, Ana. Da. Dacă continuăm cu gemenii... Dar gemenii... sunt și eu pe linia de plutire, deci după datele de 18. Bun. Da. Am înțeles că mă întorc din vacanță. Da. Pentru gemeni este foarte plin sectorul acesta amoros și atunci foarte mulți vor trebui să aleagă între parteneri noi și vechi. La unii se vor întoarce foști iubiți sau vor constata că nu se mai înțeleg cu partenerul și atunci se vor despărți. Iar pentru cei care au copii trebuie să fie foarte atenți la lucruri cu copiii. Pentru raci este un moment sensibil în ceea ce ține de casă, cămin, cheltuieli, reparații în casă. De să nu se strice ceva și atunci racii să trebuiască să schimbe ceva, să plătească ceva, să-și dea seama că au niște discuții în familie cu toți membrii familiei, că de la o discuție mică se amplifică și să faci o discuție mai mare. Deci trebuie să fie, să se concentreze pe ideea de familie. Se încertăreți în perioada asta? Sau nu, cum? Ei să închidă în ei racii. Adică, cum să spune, nu mai au chef de nimeni și de nimic, da. Să mă lasă toată lumea în pace, da. Vor să stea cu gândurile lor. Da, da, da. Așa adevărat. E, Bibi? Da, nu mai am parcă nici chef de ceartă, nici chef de aproape de nimic. Și dacă nu pune nu știu ce invers, nu mă mai interesează. Înainte mă enerva orice. Lasă-l acolo, dar ce să mai... Da. Dar îmi place chestia asta. Da? Da, sunt mai detașați. Da, sunt mai detașați. Să știi că am observat asta și la mine acasă. Eu v-am spus că mama este rac. Mm-hmm. Poate de aceea este și așa o conexiune între noi două aici, dar și cu Zodia Pești, pentru că și cu ea mă înțeleg foarte bine. Și știu cam cum acționează și ce simte Bianca, pentru că mă uit la mama, care este de o sensibilitate ieșită din comun. Dar în perioada asta, dacă o enerva cu ceva, ceva banal, pleca. Da. Pleca în dormitor și spune: eu nu vreau să mai îmbat capul cu voi. Eu nu mai vreau să mai aud nimic. Mm. Și are așa un stil de a spune lucrurile și de a ne determina pe noi să credem că suntem vinovați cu toții. Că toți plecăm capul așa și o lăsăm în pace. Ce ne cerem și scuze. Da. De poate nu suntem așa de vinovați. Dar ei sunt foarte detașați așa în perioada asta. Așa faci și tu, bine? Păi, dacă vă spun o chestie foarte amuzantă care mi s-a întâmplat acum. Acum câteva zile, intrasem în casă și venise un gândac după mine. Când l-am văzut, direct l-am călcat. Și nu l-am luat atunci pe mine, nu mai știu de ce nu l-am luat. Mă grăbeam, nu mai știu. Am stat acolo. Stau o zi, două, dacă tot am fost plecată și așa, am uitat de el. Și aseară zic lui frate-mi, zic, auzi, vezi să nu iei gândacul ăla de acolo. Că dacă vin alți gândaci, să vadă ce o să se întâmple cu ei. Și așa poate nu mai intră alții, știi? Eram ceva de genul, cel ce ca foarte subtil, știi? Zic, bă, nu mai am chef să mă cer. Zic, bă, de ce nu l-ai luat? Că de ce n-ai făcut? Că nu știu ce. Nu, i-am dat așa, pe glumă, pe aia. Și da, și uite, chiar am postat zilele, ieri, alaltă, am postat un story. Că, și cred că are și legătură cu perioada asta. Se spune că atunci maturitatea e atunci când nu mai întrebi un om de ce nu ți-a scris, de ce nu te-a sunat, pur și simplu accepti. Și mă gândeam la mine că așa simt în ultimul timp. Nu mă interesează să-mi dea cineva explicații, că de ce n-ai venit, că de ce n-ai făcut. Că... Nu, ai făcut, la revedere, drum bun. Mi-a trecut supărarea, știi? Da. Da. Poate e foarte bine, e o perioadă cumva de relaxare la nivel mental pentru raci. Chiar da. Da, ei, da. Ei sunt așa ei cu ei și nu prea mai interesează de restul lumii, adică la modul că pentru ei e o perioadă foarte bună pentru a-și reface sufletul, pentru a se reface ei cu ei, pentru a căuta în interior niște răspunsuri și atunci nu mai vor să mai spună și altora, ia uite ce am descoperit, ia uite ce gândesc eu, ia uite cum e. Da. Ei își dau lor. Dar ne și un pic așa. Ia asta cu gândacul. Nu, simt nevoia să se retragă. Dă și mie de gândit. Da. Cum îmi spune mama anumite lucruri, da. Subtile. Da, subtile, să înțeleg, da. Da, ai dreptate cu ce ai spus. Așa e. Pentru lei este o perioadă în care lei, la fel, au nevoie de foarte mult spațiu al lor.
vor să facă lucrurile în felul lor, nu mai vor să spună de două ori ce ai de făcut, cum ai de făcut, adică la modul că ți-am spus odată ai înțeles bine, n-ai înțeles, e problema Cătălina. Ta. Adică iartă. Vor să fie așa cumva lăsați în pace, să poată să-și direcționeze ei lucrurile într-un mod mai clar, așa, mai cum vor ei, mai autoritar, fără să mai stea să dea explicații. Pentru fecioare, a spune că ar trebui să fie foarte atente la banii care îi cheltuie, fiindcă fecioarele au o tendință acum să cheltuie toți banii. Și atunci să fie mai chipzuite. Dau bani în perioada asta? Eu cred că au bani, fiindcă au ce să cheltuie. Pentru balanțe este un reset așa mental, chiar vor să schimbe totul, numai dacă altă dată suportau așa foarte multe lucruri, acum nu prea mai fac compromisuri balanțele și nu mai suportă nimic și fiind foarte multe semne în semnul în balanță, sunt agitate, au multă energie, vor să fac 1000 de lucruri deodată, de la un moment dat deranjează, sunt foarte agitate și devin și agresive. L-am văzut și pe frate-mi în ultimul timp. Face curățenie, se duce, face aia, își face treburile. Nu prea l-am văzut așa în ultimul timp. Da, nu. E foarte organizat acum să facă, să dreagă, să... Da. E organizat așa, da? Da. Dar în general nu e. Acum l-am simțit așa mai înflăcărat, nu știu. Am înțeles, dar perioada asta cu Mercur retrograd te face să uiți anumite lucruri? Da, 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 da. Mai ales weekendul ăsta, fiți foarte atenți, fiindcă 10-11 octombrie este o conjunctură în care să nu uităm chei, să nu pierdem chei, să nu ne uităm actele, să nu ne încuiem în casă, să rămânem încuiați în casă și să ne dăm seama că n-avem cheie să ieșim. Deci fiți foarte atenți weekendul ăsta la situații legate de lucruri uitate, pierdute. Și săptămâna trecută, să știi că eu am uitat ceva. La un moment dat vorbeam cu Bianca la telefon, stabilam noi ce să facem pentru emisiunea dedicată zodiilor cu Cristian Marinescu și închid, bine, ne vedem mâine, închid, eu stau, mă gândesc, am luat telefonul, dar nu l-am butonat. Mă gândeam, băi, eu mai am ceva să-i spun Bianca, dar ce trebuie să-i spun? Trebuie să-i spun și era ziua lui Cristian, da. Iau, pun mâna pe telefon, am vrut inițial să sun pe Bianca, dar apoi nu. L-am sunat pe Cristian. Dar nu, mi-ai dat mie mesaj pe Instagram. I-am dat mesaj Bianca pe Instagram. Și, da, și după l-am auzit pe Cristi, că vorbea la telefon și l-a sunat Cornelia. Da, prima dată, eu am două numere al lui Cristian. Unul care nu este bun, e al unei doamne mai în vârstă pe care o sun de fiecare dată când vreau să vorbesc cu Cristian. Și niciodată nu șterg numărul acela din telefon. Cred că s-a plictisit dânsa de mine de fiecare dată când o apelez. Și apoi l-am sunat pe Cristian și am zis, băi, Cristian, îmi pare foarte rău, știi că eu sunt blondă, sunt uitucă, sunt în toate felurile, să nu te superi pe mine, că am vorbit cu Bibi și erai lângă ea și ți-am transmis la mulți ani. În felul meu am încercat să-i transmit la mulți ani. Cred că am fost aia așa, adică am fost iertată până la urmă, am pus un story. Dar multe lucruri mi se întâmplă foarte mult să uit pe da, moment. Da, da. Și mie. Da. Imediat, așa, pe loc și îmi pun gândul și după... Da, ce am vrut să zic? Am uitat. Știi? Da. Da, e adevărat. Dacă continuăm pentru Scorpion, este o perioadă în care ei vor să se retragă așa și vor să stea mai mult ei cu gândurile lor. Pentru săgetători este o atenționare pentru prieteni, în zona prietenilor, să nu se certe cu toată lumea, săgetătorii. Așa, pentru ca de obicei, adică. Da, pentru capricorni în zona carierei, să fie foarte atenți la muncă, la locul de muncă. Pentru vărsători în călătorii și la acte, tot ce înseamnă acte, contracte, călătorii, le recomand atenție. Iar pentru pești, zona aceasta lucrurilor care a resurselor și a lucrurilor care le dețin în comun cu alții, să fie atenți. Adică ce au de împărțit cu alții, adică să-și rezolve partea lor dintr-o colaborare sau parteneriat. Am înțeles, Ana. Dacă tot spuneam de uitat, e bine, aproape terminam emisiunea și uitam de subiectul nostru de astăzi, despărțirile din zona aceasta din showbiz. Au fost cel puțin două care au zguduit așa din temelii normalitatea mondenă. Alexandra Stan a fost concurentă la Survivor România, extrem de vocală și carismatică. Eu o cunosc foarte bine pe Alexandra. S-a măritat în mare secret în urmă cu 5 luni și s-a despărțit la fel de rapid de soțul ei, Emanuel. De ce crezi că ea, care este în Gemeni, a luat această decizie și să se căsătorească în secret și să se despartă la fel?
Anul acesta este un tranzit foarte important pentru cei care sunt născuți în semnul gemenilor, având în vedere că destinul este în gemeni. Nodul nord este în gemeni până la sfârșitul acestui an și pentru ei este o conjunctură foarte benefică în sensul în care ei trec prin foarte multe schimbări în acest an. În același timp avem și o lună neagră care se află în semnul gemenilor și care va sta până pe 14 aprilie 2022 și care de foarte multe ori pune bețe în roate și dă anumite provocări acestor nativi. Iar la începutul lunii septembrie, între 1-19 septembrie, a fost o conjuncție lună neagră destin în gemeni, care pentru gemeni ar fi însemnat unele decizii care le pot schimba radical viața. Deci pentru ei totuși există foarte multe schimbări în acest an, dar și această lună neagră care într-adevăr creează anumite probleme și provocări celor născuți în acest semn zodiacal. Adică nu prea există șansa că ei să se împace? Din punctul meu de vedere este nevoie de un compromis și este nevoie de văzut totuși, adică și de compatibilitatea cu soțul ei și harta celor doi. Dar pentru gemeni, într-adevăr, este o conjunctură și a fost o conjunctură destul de provocatoare începutul lunii septembrie cu această conjuncție destul de rară, luna neagră destin în semnul gemenilor. Am înțeles, e foarte interesant. Da, s-au căsătorit foarte repede și s-au despărțit și foarte repede. Ea era deja într-o relație când a apărut la televizor în iarnă? Da, ea era într-o relație cu Emanuel. Chiar când s-a întors de la Survivor în România, la scurt timp s-a căsătorit cu el. Da. A fost o mare surpriză pentru care o admiră pe ea sau cei care îi urmăresc activitatea. Toți se așteptau să fie singură la Survivor, da. Am văzut atâtea. Ba că ar fi plăcut-o Jador, ba că ar mai fi simpatizat-o și Alin de la Războinici, tot felul de lucruri s-au vehiculat prin competiție. Dar totuși, prin câte multe lucruri a trecut, merită să fie fericită. Așa. Și e păcat că s-a ajuns la despărțire într-un timp atât de scurt. Din punctul meu de vedere. Pot apărea diferite schimbări, având în vedere că planeta Jupiter va reintra în semnul peștilor după 29 decembrie 2021, deci spre anul viitor. Asta înseamnă că pentru gemeni va intra în casa 10-a, casa statutului social, ceea ce înseamnă și carieră, dar și statutul social, de se pot renegocia anumite situații, dar mai ales că și Venus, planeta iubirii, va intra în mers retrograd între 19 decembrie și 29 ianuarie 2022. Deci e de discutat. Deci acolo foarte multe cupluri care s-au despărțit să pot împăca. Pot renegocia anumite discuții și anumite situații și le se pot împăca. Adică mai există cumva o șansă? Există foarte multe șanse anul acesta și anul viitor pentru anumite cupluri să se împace. Da, depinde de ei dacă știu să profite de situații. Sau depinde de ceea ce își doresc, presupun. Crezi că Sebastian Chitoșcă, un alt concurent de la Survivor România, se poate împăca anul viitor cu soția lui Alexandra? În ultimele două săptămâni au fost date foarte multe declarații în presă, cel puțin din partea lui Sebastian. El a recunoscut că nu mai are o relație cu Alexandra, că Survivor cumva i-a afectat, perioada lui de Survivor i-a afectat relația de acasă. Au existat și amănunte interesante cu ordini de restricție, cu multe, multe alte situații. El este balanță. Îi avem și pe cei doi în imagine, pe Sebastian și pe Alexandra. Mie mi-au plăcut foarte mult împreună, i-am văzut aici în studio. Îmi pare rău că vorbesc despre legătura lor la trecut. Sunt în plin divorț. Și ei ar avea cât de cât o mică speranță acolo, din punct de vedere al astrelor. Ar avea, bineînțeles, fiindcă așa cum am menționat și mai devreme, Venus, care este guvernatorul Taurului și al Balanței, pe data de 19 decembrie va retrograda în semnul Capricornului până pe 29 ianuarie. Semnul Capricornului este un semn al relațiilor oficiale cu stat, cu vechime, a celor care într-adevăr sunt și căsătoriți și atunci poate exista o perioadă destul de bună pentru a se media un conflict, pentru a se împăca, pentru a putea discuta în altă notă. Deci, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe cupluri despre care o să auzim la sfârșit de an, că poate să-și ofere o nouă șansă.
părea că într-adevăr se iubesc, pentru că de fiecare dată el la când era la Survivor întotdeauna plângea după ea foarte mult și se vedea că o iubește. Destul de ciudat ceea ce s-a întâmplat. Ți-aduce aminte că a fost Jador aici, era ieșit în studio și vorbea la un moment dat despre Sebastian și povestea că odată a visat că s-a despărțit de Alexandra. Vezi câteodată visele acestea devin realitate din nefericire. Sau poate el a atras lucrul ăsta prin faptul că s-a gândit foarte mult. Dar se știe ce zodie este ea? Nu știm, așa-i? Nu știu ce zodie este ea. El este balanță. Ea este o persoană foarte retrasă. Nu îi place să iasă în față. Repet, mie mi-a făcut o impresie foarte bună aici. Mi-a plăcut că a cerut-o din nou de soție. A refăcut momentul acela în care ei au fost împreună. De câți ani erau împreună? De 9 ani erau împreună. Foarte mult, destul de mult. 9 ani. Balanța aceasta a dus la un sfârșit. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu balanța? Asistăm la foarte multe situații și din cauza acestor planete sociale, Jupiter, Saturn, care au fost în mers retrograd. Dar, așa cum am spus, pe 11 Saturn își va relua mersul direct, pe 18 își va relua și Jupiter mersul direct și asistăm la mai multă libertate de exprimare și la foarte multe proiecte, planuri noi și anumite situații care n-au mers pot lua o altă întorsătură. Erau foarte frumoși. Foarte frumoși. Se vede și în poză, într-adevăr, parcă se potriveau. Da, o să mai vorbim și despre alte cupluri, dar nu acum, într-o ediție viitoare. La finalul emisiunii noastre de astăzi, Ana, vreau să le spui tuturor ce se va întâmpla în acest weekend cu ei. Da, este un weekend cu o foarte mare deschidere, așa, mai ales că ne aflăm pe ultima 100 de metri cu acest Mercur retrograd, care pe 18 își va relua mersul direct, octombrie. Pentru berbeci este un weekend cu foarte multă socializare. Pentru Tauri este foarte multă autoritate acolo în viața Taurului, care vrea să facă lucrurile cum vrea el și nu mai are chef să asculte de nimeni și de nimic. Niciodată. Așa. De nimeni. Gemenii visează spre alte tărâmuri, vor să plece, să călătorească, sunt deschiși și spre tot felul de experiențe noi. Pentru Raci este un weekend în care ei se gândesc foarte mult la partea de suflet, la intimitate și își reconsideră viața de cuplu. Pentru semnul leului este o deschidere foarte mare spre parteneriate, mai ales că Jupiter și Saturn vor reveni în mers direct și atunci pentru ei înseamnă expansiune. Pentru fecioare avem foarte multă muncă, deci probabil că vor fi prinși așa cu diferite lucruri de făcut pe acasă. Pentru balanțe sunt foarte multe lucruri legate de comunicare. Pentru scorpioni este mai multă detașare și ei se gândesc la bani. Pentru săgetătorii, ei se vor așa să fie mai liberi, mai ales că Venus, planeta iubirii, a intrat în semnul lor și vor să fie mai aventurieri, așa mai deschiși spre expediții, spre drumeții să socializeze. Pentru capricorni este mai multă detașare și vor mai mult spațiu al lor. Pentru vărsători sunt diferite proiecte care vor fi reluate în perioada următoare. Iar pentru pești este o conexiune foarte frumoasă cu sufletul lor și cu ceea ce își doresc, mai mult o odihnă. Asta e puțin, Ana, bine. Că vreau să mai revenim un pic la fecioară, nu? Da, mai, vrea să audă cineva. Vrea să mai audă. Vrea cineva din spate să audă de fecioară. Mai spune mai multe lucruri despre fecioară. Despre fecioară. Am spus că este o perioadă foarte bună, benefică pentru muncă, dar recomand celor din fecioară să-și limiteze cheltuielile, fiindcă sunt foarte cheltuitori. Să nu plece cu foarte mulți bani la ei, fiindcă deci vor cheltui. Cheltuitori, da, așa. Vor cheltui, adică vor avea o listă atât de micuță și vor veni acasă cu foarte multe lucruri cumpărate în exces, de să-și ia și bani, să-și ia și cardul și atunci să fie foarte atenți, fiindcă poate să cheltuie mai mult decât le permite bugetul. Atenție la cheltuieli, fecioarele. Fecioarele, atenție la cheltuieli. Da. E foarte interesant. Da. Șeful nostru este fecioară, dar voiam să știm mai multe lucruri, dacă o să cheltuiască mai mulți bani, dacă nu o să cheltuiască mai mulți bani. I-am transmis să fie foarte atent la buget, nu? Da. La bugetul personal. Așa este. Așa. Noi îți mulțumim, Ana, a fost o ediție foarte interesantă, am aflat foarte multe lucruri. Multe lucruri și despre tine și despre toate celelalte zodii și despre alți...
alți oameni pe care dumneavoastră îi îndrăgiți în show-urile noastre de supraviețuire sau, mă rog, dincolo de ele. Vă mulțumim mult că astăzi ați fost alături de noi și vă dorim un weekend minunat. Doamne, ajută la toată lumea să fie bine, să nu fie rău.